Fostul președinte al Rusiei, actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a amenințat din nou Occidentul cu un război nuclear, după anunțul Finlandei că va cere aderarea la NATO. Acesta a scris un mesaj pe Telegram în care transmite faptul că există riscul unui război nuclear în toată regula. În contextul războiului proxy declanșat de țările occidentale cu Rusia, vreau să articulez încă o dată foarte clar lucruri care sunt deja atât de evidente pentru toți oamenii rezonabili. Pomparea Ucrainei cu arme, pregătirea trupelor sale de către țările NATO pentru a folosi echipamentele occidentale, trimiterea de mercenari și desfășurarea de exerciții de către țările Alianței din apropierea granițelor noastre cresc probabilitatea unui conflict direct și deschis între NATO și Rusia, scrie Medvedev. Fostul președinte și un aliat apropiat al lui Vladimir Putin spune că un astfel de conflict are întotdeauna riscul să se transforme într-un război nuclear în toată regula. Acesta va fi un scenariu catastrofal pentru toată lumea, amenință Medvedev. Joi, președintele Sauli Niinistro și premierul Sanna Marin au dat undă verde pentru aderarea Finlandei la NATO, o schimbare majoră în politica de securitate în contextul invaziei ruse în Ucraina. Cererea Finlandei va fi probabil urmată de cea a Suediei, alăturarea celor două țări la Alianța Nord-Atlantică, urmând să se facă în ciuda avertizmentelor repetate ale Rusiei. Poziția finlandezilor față de NATO s-a schimbat rapid după invazia Rusiei în Ucraina. Finlandezii privesc cu îngrijorare ce se întâmplă în Ucraina, în condițiile în care au purtat două războaie cu Rusia între 1939 și 1944, când au respins o încercare de invazie, dar au pierdut aproximativ 10% din teritoriul lor la negocierile de pace care au urmat. În același timp, Suedia este așteptată să facă același pas.